copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Samaritanul milos. Textul de memorat îl găsim în Luca, capitolul 10, cu versetul 27. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tu ai vecini? Locuiesc aproape de tine? Îi cunoști pe nume? Iisus vorbea despre vecini, semeni, dar El nu se referea doar la oamenii care locuiesc aproape de noi sau pe acea stradă. Vom descoperi împreună ce a vrut să spună Iisus când a vorbit despre semeni. Dacă ai învățat pe de rost cele 10 porunci, spune cel puțin 2. Dacă nu le știi, le poți citi. Le vei găsi în Exodul, capitolul 20. Vorbea Iisus doar despre oamenii din vecinătate când a spus să nu mințim aproapele sau să nu poftim ceva ce aparține semenului nostru? Cu siguranță că nu. El spunea că nu ar trebui să facem nimănui aceste lucruri. Când Iisus a venit și s-a întrupat, El s-a făcut frate cu noi toți, deoarece Dumnezeu este Tatăl Lui. El este și Tatăl nostru. Cu toții suntem frați și surori prin Iisus. Atunci, ar trebui să îi iubim și să ne îngrijim de ceilalți, indiferent cine sunt ei sau unde locuiesc? Oh, da, sigur că da! Iisus este exemplul nostru și El iubește pe fiecare, indiferent cine este. El îi iubește chiar și atunci când ei nu îl iubesc. Fariseilor nu le plăcea modul în care Iisus se purta față de noi. Ei erau siguri că samaritenii și păgânii, care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, nu erau semenii lor. Dar mai credeau și că vameșii, cei care strângeau taxele pentru romani, păcătoșii, oamenii care nu respectau legea, și cei săraci și ignoranți, nu erau nici ei semenii lor. Chiar și a-i atinge pentru ei era ca și cum atingeau pe cineva care suferea de o boală contagioasă. Gândește-te, ce crezi că aveau dreptate? Sau cine crezi că aveau dreptate, Iisus sau farisei? Cele 10 porunci ne spun că ar trebui să ne placă doar de anumiți oameni, dar nu și de alții. Fariseilor le plăceau discuțiile aprinse. Unul din subiectele de discuție era cine este suficient de bun încât să fie numit semen și cine nu. Ei au fost deranjați când au văzut că Iisus și ucenicii lui s-au împrietenit cu tot felul de oameni. Levi Matei, unul din ucenicii lui Iisus, a fost vameș. Haideți să vedem ce s-a întâmplat într-o ocazie când Iisus și ucenicii lui mâncau la masa lui Levi Matei. Haideți să citim Matei, capitolul 9, cu versetul 11 la 13. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocuință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iisus le-a reamintit că oamenii care știu că sunt bolnavi merg la doctor. Oamenii care cred că nu au nicio problemă nu vor să meargă la doctor. Satana a rănit trupul și mintea fiecărei persoane care a trăit vreodată în afară de Iisus. Și Iisus a venit în lumea noastră să ajute trupurile bolnave și totodată să schimbe gândirea greșită. El ne-a creat trupul și mintea și tot. El ne poate vindeca, dar îi forțează vreodată Iisus pe oameni să îl lase să îi ajute? Nu, niciodată. Fariseii erau siguri că nu aveau nevoie ca Iisus să-i vindece. Ei erau atât de atenți să respecte multele reguli pe care le inventaseră, încât credeau că nu aveau nevoie de vindecare. Deși Dumnezeu a spus să îi iubim pe ceilalți așa cum ne iubim pe noi înșine, ei îi iubeau doar pe cei despre care credeau că erau suficient de buni. Ei nu iubeau pe semeni așa cum a spus Dumnezeu că ar trebui să îi iubim. Ei erau bolnavi și aveau nevoie de vindecare, dar nu știau. Gândește-te! Ai reușit să înveți cele 10 porunci minunate? Primele 4 ne vorbesc despre cum să îl iubim pe Dumnezeu din toată inima.
Ultimele 6 ne spun cum să îi iubim pe ceilalți, pe semenii noștri. Fariseii chiar respectau regulile lui Dumnezeu. Este natural să iubim pe ceilalți la fel cum făceau fariseii. Oh, da! Doar Iisus ne poate ajuta să iubim pe semenii la fel ca El. Deci, într-o zi, pe când Iisus vorbea cu niște oameni, fariseii au pus un purtător de cuvânt să îi adreseze o întrebare. Ei sperau că răspunsul îi va cauza probleme. Care era întrebarea? Haideți să citim Luca, capitolul 10, cu versetul 25. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Fariseii erau singuri că, respectând toate regulile lor, ei puteau avea viața veșnică. Ei știau că Iisus nu respecta acele reguli inventate, dar Iisus știa că ei încercau să îl păcălească. Așa că le-a răspuns adresându-le o altă întrebare. Versetul 26. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Purtătorul de cuvânt știa răspunsul la întrebarea lui Iisus. Nu avea nevoie să repete toate cele 10 porunci, dar i-a spus la ce se refereau. Versetul 27. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar învățătorul legii s-a simțit incomod. Răspunsul lui era corect și Iisus i-a spus acest lucru. Versetul 28. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Acest învățător al legii nici nu iubea pe ceilalți cum se iubea pe el. El nu voia să se gândească la acest lucru, așa că rapid a pus o altă întrebare. Versetul 29. Și cine este aproapele meu? Fariseii nu credeau că semen ar putea fi oricine, așa că acum ascultau cu mare interes. Erau siguri că lui Iisus avea să-i fie greu să răspundă la întrebarea învățătorului legii, pentru că ei știau că el îi iubea pe toți. Dar Iisus nu s-a contrazis cu ei. În schimb, el le-a vorbit despre ceva ce se întâmplase nu cu mult timp în urmă. Era un lucru despre care știau cu toții. Gândește-te! Care au fost cele două întrebări puse de învățătorul legii? Erau amândouă importante. Dacă cineva ți-ar pune aceste întrebări, tu ce ai spune? Iisus a răspuns la întrebarea cine este aproapele meu, povestind ceva ce se întâmplase pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon. O parte din acel drum era foarte periculoasă pentru că se trecea printr-un loc îngust, pietros, unde hoții se puteau ascunde cu ușurință. Uneori, când oamenii treceau pe acolo, hoții ieșeau dintr-o dată și îi jefuiau, răneau și chiar ucideau pe trecători. Iisus spunea această întâmplare despre care toți știau că este adevărată și ascultau cu interes. Îl poți vedea în imaginația ta pe sărmanul om căzut lângă drum? Sângera și era foarte rănit. Poate că era pe jumătate conștient și gemea. Hoții îi luaseră tot banii, hainele și orice a mai avut el. După o vreme, a auzit pași apropiindu-se. Sărmanul bărbat probabil că a început să spere. Poate venea cineva să-l ajute. Pașii cui se auzeau și ce a făcut? Versetul 31. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Preotul se întorcea de la serviciul de închinare de la templul din Ierusalim. Preoții trebuiau să ajute oamenii, dar deodată ce acest preot l-a văzut pe bărbat zăcând acolo, acoperit cu sânge, numai decât a privit în altă parte și a grăbit pasul. Chiar a trecut pe partea cealaltă a drumului ca să fie cât se putea de departe de cel căzut. Gândește-te! Tu cum te-ai fi simțit dacă ai fi fost în locul bietului om? Dar iată, mai trecea încă o persoană. Pașii se auzeau tot mai aproape. S-au apropiat până în locul în care era el și apoi s-au oprit. Ah, poate de această dată, dar nu. Din nou pașii s-au depărtat. Ai cui pași erau de această dată? Versetul 32. Un levit trecea și el prin locul acela.
și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Preoții și leviții trebuiau să ajute oamenii, dar preotul trecuse grăbit pe lângă sărmanul om rănit. Levitul a oprit, s-a uitat la el, dar nici el nu a vrut să îl ajute. Plecând grăbind, se gândea că ar fi fost mai bine să fi mers pe un alt drum ca să nu-l vadă pe bărbatul acela rănit. Deja probabil că sărmanul suferind era sigur că nu venea nimeni să-l ajute. Dar apoi s-a mai auzit ceva. Nu era sunetul unor pași. Când a fost aproape, sunetul a încetat. Apoi, suferindul a auzit niște pași. Cineva le-a atins cu blândețe și a vorbit cu glas blând. Cu atenție, bărbatul a îngrijit tăieturile și sângerările profunde și a folosit câteva din hainele lui pentru a-l acoperi pe bărbatul rănit. Dar nu doar atât. El nu l-a lăsat pe sărmanul om pe marginea drumului. L-a pus pe măgarul lui și l-a dus la un han unde putea să rămână până se făcea bine. Versetele 33 și 34. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și s-a îngrijit de el. Desigur, banii sărmanului om au fost furați, așa că omul acela a plătit totul pentru el. Versetul 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hanciului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți vei da înapoi la întoarcere. Gândește-te! Bărbatul rănit era iudeu. Omul acela milos era iudeu sau samaritan? Samaritenii nu se închinau lui Dumnezeu la fel ca iudeii și iudeii îi priveau ca niște păgâni. Dar care dintre ei și-a iubit aproapele ca pe el însuși? Preotul, levitul sau samaritanul milos? Învățătorul legii le-a întrebat pe Iisus cum să hotărască cine era aproapele lui și Iisus i-a răspuns printr-o poveste adevărată despre un om care a fost jefuit și rănit. Apoi, el le-a întrebat pe învățătorul legii cine credea că a fost semnul adevărat al acelui sărman care avea nevoie de ajutor. Luca 10:36. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Probabil că fariseii nu știau ce credea învățătorul legii despre ei. El nu credea că felul în care gândeau și lucrurile pe care le făceau erau corecte. El studiase scripturile pentru a putea afla ce era adevărat. Lui i-a fost ușor să vadă că fariseii nu respectau scripturile. Ascultând povestirea, învățătorul legii a știut că Iisus a înțeles cu adevărat ce era bine și ce era rău. Și a știut că ceea ce credeau fariseii despre Iisus era greșit. Totuși, încă nici măcar nu a vrut să spună cuvântul samaritean. Deci, cum a răspuns el întrebării lui Iisus? Versetul 37. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Cine este samaritanul milos adevărat? Cine a fost gata să moară pentru ca noi să fim salvați? Cine a făcut toate acestea pentru că iubește pe fiecare om din lume, indiferent cine ar fi sau de unde ar fi? Iisus, împăratul întregului univers, el a lăsat tronul lui din cer și a venit în această lume să ne salveze. Gândește-te! Cărturarii și fariseii erau siguri că respectau poruncile lui Dumnezeu. Dar chiar era așa? Dacă noi respectăm cele 10 porunci, cum ne vom comporta cu ceilalți? Ar trebui să urâm lucrurile rele pe care le fac ceilalți, dar întotdeauna ar trebui să îi iubim și să ne rugăm pentru oamenii care fac acele lucruri rele. Așa a făcut Iisus. Fiți binecuvântați ca să înțelegeți și voi ce trebuie să faceți pentru a fi un bun slujitor al lui Dumnezeu. Domnul cu voi!